Dragii mei, prăzmim astăzi presenții Apostolului Petru și Pavel și o să vă spun trei lucruri foarte pe scurt în legătură cu ei. Unul, știm cu toții că cei doi apostoli au fost unul Sfântul Apostol Petru pescar, iar Pavel un învățat rabin. Și în aceasta învățăm foarte bine că Dumnezeu se descoperă tuturor oamenilor. Și învățați, și neînvățați. Da? Credința este pentru toți și în cele din urmă, cum spună părinții filocalici și cum spun și părinții noștri contemporani, Dumnezeu se descoperă inimi curate, se descoperă omului care îl caută cu tot din adinsul. Îi vedem pe cei doi, pe Sfântul Apostol Petru, că îl căuta pe Dumnezeu în simplitatea inimii și Dumnezeu i s-a arătat. Astăzi s-a citit, sau a fost rânduit să se citească la putrenie din Sfânta Evanghelie de la Ioan despre pescuirea minunată în cadrul căreia Sfântul Apostol Petru l-a recunoscut pe Domnul Hristos ca fiind cineva deosebit. Respectiv au fost două pescuiri minunate, una este prezentată în prima parte, la începutul Evangheliei de la Luca, când Domnul Hristos își strângea apostolii și, practic, în urma acestei pescuiri minunate, prima, Petru este impresionat de cele pe care le vede, își dă seama că peștii pe care i-a prins nu i-a prins pentru că cineva l-a învățat mai bine meșteșugul pescăresc, ci pentru că i-a vorbit un om care cunoștea tainele vieții, care era mai presus de realitățile normale în care ei, pescarii de acolo, de pe malul mării Genizaretului, trăiau. Iar la sfârșit, relatarea din Sfânta Evanghelie de astăzi ne prezintă faptul că Petru îl recunoaște pe Domnul Hristos cel înviat în această pescuire minunată. Sfântul Apostol Pavel îl prigonise pe, sau îl prigonea pe Domnul Hristos, era învățat după toate rânduielile legii iudaice, îi prigonea pe creștini, îi prigonea dintr-o râvnă fără pricepere însă și având în vedere râvna lui, dorința lui de bine, cum știm cu toții, Dumnezeu i s-a descoperit pe drumul Damascului. Deci, la amândoi, și celui simplu și celui foarte învățat, tragem concluzia că Domnul Hristos este Cel care li s-a descoperit. Dumnezeu li s-a descoperit în funcție de curăția inimilor și de căutarea lor interioară. Și asta este o încurajare pentru noi toți, orice situație am avea în lumea aceasta. Dacă îl căutăm pe Dumnezeu, îl găsim cu siguranță. Al doilea lucru, ambii apostoli sunt și o dovadă despre marea milă a lui Dumnezeu față de noi. Îl vedem pe Sfântul Apostol Petru, iarăși, foarte răvnitor, hotărât să facă tot binele, îi spune Mântuitorului Hristos că, Doamne, cu Tine sunt gata să-mi dau viața, să merg cu Tine până la moarte. Și după aceea, când vine momentul potimirilor, se leapă de Domnul Hristos. Nu că ar fi vrut, ci că atâta i-a fost puterea în cele din urmă. Și vedeți că și noi avem puterile noastre. Am vrea uneori să facem mai mult, dar nu reușim. Și cred că e bine atunci să avem în vedere că Dumnezeu este Cel care, văzând și râvna și neputința noastră,
ne iartă, cum l-a iertat și pe Sfântul Apostol Petru și l-a repus în demnitatea de apostol, și ne dă cele necesare și spre a-L găsi și spre a ne împlini rostul în viața aceasta. Să nu mai vorbim de Sfântul Apostol Pavel, care, cum am spus, în râvna lui, dar împreunată cu neștiință, de fapt, chiar îi omora pe creștini, deci făcea un lucru rău și Dumnezeu i-a înțeles și lui neputința și neștiința și l-a iertat și l-a făcut cel mai mare propovăduitor din întreaga istorie creștină. Deci amândoi apostolii sunt, cum să zic, o încurajare pentru noi, că dacă îl căutăm pe Dumnezeu, chiar dacă avem greșeli, chiar dacă avem neputință, chiar dacă căutăm câteodată unde nu trebuie, ne ajută Dumnezeu în cele din urmă să-L găsim. Doar să fie o căutare autentică. Și al treilea lucru este rugăciunea pe care să o facem către cei doi apostoli, ca ei să ne ocrotească cu rugăciunea lor și să ne îndrume cu experiența lor și cu iubirea lor față de Dumnezeu și față de noi. Practic, ei și-au pus întreaga viață pentru a-L vesti pe Hristos și învierea, cum a spus Sfântul Apostol Pavel, oamenilor, pentru a-i conduce pe oameni la Hristos. Să aveți certitudinea că așa cum au făcut-o în viață, tot așa o fac în continuare și se bucură că noi îl căutăm pe Dumnezeu, când ne străduim să îl înțelegem, să-l aflăm, să intrăm în legătură cu el, să facem voia lui și ne ajută și nouă și cu credința aceasta să ne rugăm și lor, mai cu deosebire în ziua de astăzi, la praznicul lor și tuturor Sfinților Apostoli și tuturor Sfinților. Deci tuturor ocrotire de la Sfinții Apostoli și să ne dea Dumnezeu să-L cunoaștem și să-L urmăm cu bucurie. Amin.